Camera frigorică a unei firme care are ca obiect de activitate comercializarea de produse alimentare în orașul Bumbești-Jiu a fost cuprinsă vineri seara de flăcări. Incendiul a fost stins de un echipaj din cadrul gărzii de intervenție Bumbești-Jiu. La final s-a constatat că au ars aproximativ 250 de baxuri de carne de pui, acestea fiind depozitate în încăpere. Cauza probabilă a incendiului este efect termic al curentului electric.